Mulțumim mult, Mario! Ca de obicei, pentru cine l-a mai ascultat pe Mario, e un tren, e un tren de energie și practic, și dacă n-ar spune niciun cuvânt, e suficient să-i vezi chipul și ochii și energia pe care o degajă. Iată că vedem exemple de integritate și valori puse în acțiune atunci când îți pasă de ceva. Și aș vrea să facem două întrebări statistice în această sală. Mâna sus cine a făcut măcar o zi de voluntariat pentru o cauză de care îi pasă. Uite-i, ei sunt oamenii de care avem nevoie. Dați-mi 3-4 exemple de cauze pentru care vă pasă. Adică vă pasă în halul ăla de ziceți, domnule, mă duc astăzi să fac ceva, să schimb, construiesc o casă, pun un copac, n-are importanță. Hai să vedem, 3 exemple. Educația tinerilor, să fie. Ecologie, trebuie să pună cineva și copaci în țara asta. Și pe aici? Sănătate. Sănătate să fie. Sănătate și de altfel e și o legătură cu următorul invitat pe care o să-l avem. Dar până să vă spun de următorul invitat, mulțumesc pentru exemplele date de voi. De dimineață a fost Robbie Williams și bună dimineața pentru cine a venit un pic mai târziu, de-a dreptul bună la prânz. Un pic mai târziu a fost Luciano Pavarotti. Acum aș vrea să vi-l aduc pe scenă prin intermediul unui citat pe Bob Marley, care a zis că nu e despre ceea ce acumulăm de-a lungul unei vieți, ci e despre integritate și despre cum afectăm pozitiv sau cum impactăm, dacă există acest cuvânt, pozitiv pe cei din jurul nostru. Drept e că nu știm dacă fuma ceva în momentul în care a pus acest citat, dar următorul invitat are legătură cu cum reușești, prin lucrurile care sunt importante pentru tine, să ajuți pe cei din jurul tău. Dacă vreți o continuare de poveste de la voluntariat spre altceva. Alex Zanfir este numele lui, are două pălării, este și organizator sau co-organizatorul acestui eveniment, dar și mai mult vă va vorbi despre un proiect foarte drag lui și proaspăt, un proiect care se numește unleu.org și mai multă introducere. Alex, scena aia ta, hai să-i dăm o rundă de aplauze. Unleu.org, Alex Zanfir. Bună ziua, mulțumesc frumos. Mă bucur că sunt ultimul speaker din primul panel. Spre norocul vostru nu o să vorbesc decât 74 de minute. Așa că vă puteți relaxa. Și dacă vi s-a părut că Steve, Alin sau Mario s-au plimbat mult, n-aveți idee ce urmează. Asta era la același nivel până am făcut eu probele și am făcut și anțul ăsta aici mare, încât mă plimb așa că o să mă tot mișc pe aici. Bun. În pregătirea acestui eveniment am realizat o chestie foarte nasoală pentru mine, respectiv că eu am făcut facultatea acum un secol. Nu știu dacă mai e cineva în situația mea, probabil că da. Dar la propriu eu am terminat până să vină anul 2000 facultatea, deci nu mai știu cum este. Habar n-au ce se mai întâmplă pe acolo. Și mai mult decât atât, am avut parte și de o altă trezire la realitate. Mai devreme când vorbea Alin, am spus eu ceva și după aia Alin a nominalizat o domnișoară din sală și ea s-a referit la mine și a spus, domnul acela a spus nu știu ce. Din punct de vedere putea să spun la fel de bine pensionarul ăla, că așa m-am simțit. Deci e felul în care mă simt eu acum e foarte ok. Bun, hai să vedem pentru început câți dintre voi sunteți părinți în sală. Exact, așa bănuiam și eu. Deci tot ce o să vă povestesc eu de acum trebuie să mă credeți pe cuvânt. N-aveți, sau e puțin probabil să aibă o încărcătură emoțională foarte mare, dar credeți-mă pe cuvânt, fără să știm de ce, cum sau ce se întâmplă, în momentul în care devenim părinți, tot universul nostru se schimbă, începem să ne gândim mult mai mult emoțional decât rațional și lucrurile iau o altă întărsătură. Și pentru că sunt unul dintre fanvertising, este unul dintre coorganizatorii acestui eveniment în care vrem să povestim despre integritate și leadership, mi s-a părut extrem de natural ca eu să povestesc despre vise. Poate fără nicio legătură, dar o să vedem pe parcurs. Întreba la început Florin de ce ați venit pe aici, cineva răspundea foarte frumos că ar vrea să vadă dacă integritatea înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți. O să fac un pic de pe deșteptul și o să vă spun că habar n-am acest lucru. Poate alții o să vă dea răspunsul. Ce pot să vă spun eu în schimb? Că sunt convins că oamenii visează diferit și că indiferent ce vise ați avea, sunt la fel de ok ca visele oricărui alt om. Unii oameni visează să conducă această lume și fac acest lucru, unii oameni visează să schimbe această lume și fac acest lucru. Eu pot să vă spun cu ajutorul lui Andu că eu am vise de un leu.
Când o să vrea Andu, o să și vedeți chestia asta. Bun, până o să zic, o să mă ajute Andu, eu la propria am vise de un leu. Nu sunt în niciun fel ironic, nu sunt în niciun fel peiorativ, eu am vise cu acest leu. Și aș vrea să vă întreb, că eu nu mai știu exact ce puteam, ce se putea cumpăra cu un secol cu un leu sau dacă se putea cumpăra ceva, dacă aveți idee ce se poate cumpăra în ziua de azi cu un leu. Pâine, covric, cafea și cam atât, nu? Ok. Am mai zis ceva? Scuze, am mai zis ceva? Nici măcar punga de un leu nu mai e. Pufuleți, vă mai zic eu că mănâncă fiimii mulți pufuleți. Bun, deci se pot cumpăra niște chestii cu un leu, nu foarte importante sau foarte importante. Eu vreau să vă povestesc astăzi, printre altele, cum acest leu a reușit să schimbe viața unui copil. Bun. Un pic de background. În 2014 am organizat două evenimente sportive în Parcul Herăstrău de strângere de fonduri pentru niște copii bolnavi de cancer. Am reușit să strângem niște sume, copiii au ajuns să se opereze în străinătate, pentru că din păcate România nu prea avea unde. Sunt bine amândoi în momentul de față. Și apoi pe 16 noiembrie, în ziua, poate vă amintiți de aia în care mulți zic că fața României s-a schimbat, că avem, în acea zi am avut un nou președinte, sau președintele pe care ne-l-am dorit cu toții, mama unui copil mi-a scris pe Facebook despre cazul băiețelului ei, de 3 ani și jumătate, care suferă de tetrapareză spastică. Aceasta, eu nu sunt doctor, dar asta înseamnă, e o chestie foarte, foarte nasoală și este o boală neurodegenerativă. Îți afectează atât capul, cât și tot ce înseamnă oasele. Și Andra, mama lui Tudor, m-a întrebat dacă aș fi drăguț să dau un share la cazul ei, să încearcă să, pentru că încerca să strângă niște bani, ca să ajungă să opereze și să-l opereze și ea pe Tudor în Turcia, pentru că România nu, doctorii de aici au zis că nu au ce să-i facă. Și spera cu acest share să mai poată să strângă niște bani. Și eu am spus că ok, mi se pare că nu o să ajute la nimic acest share pe care aș putea să-l dau eu, dar să mă lase câteva zile, pentru că mi-ar plăcea să încerc să fac mai mult decât atâta. Și pentru că aveam de multă vreme în cap ideea de a vedea câți bani se pot strânge dacă cer oamenilor câte un leu, m-am hotărât să organizez acest eveniment. Dăm un leu pentru Tudor. El este Tudor, acum are aproape 4 ani și, cum a spus, suferă de tetrapareză spastică. Și am organizat acest eveniment pe blogul meu și pe pagina de Facebook. Și am spus eu acolo, mi s-a părut simpatic să organizez acest eveniment sub forma unei promoții. Și am spus așa, că îi invitam pe oameni să strângă leu cu leu pentru Tudor. Dacă ar fi strâns minim 150 de lei și ar fi donat lui Tudor, primeau din partea mea un tricou pe care scria tricou obținut pentru o cauză nobilă. Dacă ar fi donat minim 300 de lei, primeau un tricou și o șapcă. Și dacă ar fi donat minim 500 de lei, primeau un tricou, o șapcă și o cafea cu mine, dacă vroia, adică nu era obligatoriu, puteau să refuze cafeaua în mod politicos, nu era la impuse. Bun, am lansat-o pe 26 noiembrie, Tudor avea nevoie, avusese nevoie inițial de 70.000 de euro ca să se opereze în Turcia, la un respectiv mai avea nevoie de 120.000 de roni, și le-am spus eu oamenilor că ar trebui să încercăm să strângem 120.000 de roni în 3 săptămâni, până pe 19 decembrie. Când am lansat această campanie, am stat de vorbă cu colegii mei din agenție și am întrebat, ok, hai să vedem câți bani credeți voi că o să reușim să strângem. Au zis fiecare niște sume, eu având experiența evenimentelor anterioare de alergare, mi s-a părut, am zis așa, eu cred că, ok, ar fi frumos să strânge cât mai mulți leu cu leu de la cât mai mulți oameni, dar realist vorbind, cred și sper că o să fie ca în bancul ăla, care sună cam așa. Un om foarte bogat, la un dat, într-o lună dimineață, vine o domnișoară de la o revistă să ia un interviu și zice, extraordinar, mă simt că sunt în prezența dumneavoastră, aș vrea să-mi povestiți cum ați făcut acești bani foarte mulți. Și zice, mi-aduc aminte, parcă era ieri, era într-o zi, într-o dimineață ploioasă, n-aveam decât un dolar în buzunar, eram mort de foame, nu știam ce să fac. M-am dus cu dolarul acela și mi-am cumpărat două mere din piață. Fiind un foarte foame, a trebuit să mănânc unul dintre ele, să-mi potolesc foamea și pe celălalt măr am reușit să-l vând cu un dolar.
acum având un dolar și fiind sătul, m-am dus din nou la piață, am cumpărat alte două mere și nemai fiind nevoit să mănânc vreun dintre ele, am vândut pe amândouă și așa am făcut 2 dolari. După care cu 2 dolari m-am dus și am cumpărat 4 mere și tot așa. Și domnișoara reporteriță uimită zice, e extraordinar, și așa ați făcut toți banii? A, nu, pe la prânz a murit un chim și mi-a lăsat foarte mulți bani. Cam așa mi-am închipuit și eu, că o să fie leu cu leu, o să se strângă până într-un punct în care cineva, persoană fizică sau companie, o să doneze foarte mulți bani și speram să se strângă o sumă cât mai mare, iar eu am spus, am și martor, că dacă reușim să strângem 10.000 de roni pentru Tudor prin această campanie și să facem suficient de multă awareness într-un fel ca oamenii să audă și să doneze, e un lucru foarte bun. Și lucrurile s-au întâmplat cam în felul următor. Am lansat campania 26 noiembrie, a fost într-o miercuri. Joi erau în conturi deja 10.000 de ron mai mult. Când m-a sunat mama lui dimineața, mi-a venit să cred. Eram, noroc că eram la volan, mă rog, probabil că dacă era ceva în spatele meu, vedea cum merge mașina de pe o bandă pe alta. Tot joi ne-a căutat cei de la Antena Stars pe Facebook, fără să știm pe nimeni. Salut, sunt de la Antena Stars, am vrea să vă ajutăm în demersul vostru. Mamă, ce bine aici la întuneric, vă văd și eu. Vineri dimineață deja filmam cu familia lui Tudor la Antena Stars și apoi și de-abia de aici lucrurile au luat-o cu adevărat razna și am zis noi că ar fi simpatic să luăm suma de 120.000 de ron și pe măsură ce se strâng banii să înverzim acea sumă. Și lucrurile au arătat așa. Pe 10 decembrie deja suma era strânsă și mai aveam 9 zile de campanie. Și știind deja că erau oameni care donaseră și banii urmau să se vadă în zilele următoare în conturi, am zis că ok, ar fi frumos să încercăm să facem ceva în plus cu suma care se strânge. Am vorbit cu mama lui Tudor și ea a avut ideea să încercăm să mai ajutăm un băiețel, Dani, cu aceeași suferință, un băiat adolescent, care avea nevoie de un diagnostic pus corect. Și în România asta nu prea se putea face, pentru că tot încercase. Și am zis că banii care se strâng în plus, familia lui Tudor îi va dona lui Dani ca să ajungă și în Turcia să poată să-și pună un diagnostic. Și în continuare lucrurile au arătat așa. Pe 19 decembrie am reușit să strângem 135.500 de euro pentru Tudor și Dani. Amândoi au plecat până în Crăciun, au plecat în Turcia. Dani i s-a pus un diagnostic corect și acum încearcă să strângă banii de care are nevoie și el pentru operație și pentru tratament. Tudor s-a operat, a fost o operație foarte complicată de vreo 10 ore, au trebuit să-i refacă foarte multe oase din picioare ca să vă închipuiți, în momentul în care l-am cunoscut eu nici nu putea să stea în fund măcar, este doar în brațele părinților lui. Eu am făcut operația, a stat în gips până la sfârșitul lui februarie și între timp mai trebuie să stea un an de zile cu ghetuțe, ca să aibă șansă la o viață cât de cât normală, dar este pe drumul cel bun. De ce cred eu că a avut succes această campanie? Din mai multe motive. Unul că a fost simplu, un obiectiv simplu și ușor cuantificabil, da? Deci trebuia să donezi niște bani astfel încât un copil să se poată vindeca. S-a adresat oricui sau mai bine spus tuturor. Am avut multe întâmplări în prima zi când am lansat proiectul cu tot felul de oameni din domeniul de fundraiser care mi-au spus că nu va avea niciun fel de succes pentru că n-am respectat foarte multe reguli, n-am pus contul pe prima pagină. Îmi pare rău că nu este Mario aici. Nu Mario mi-a spus, altcineva mi-a spus. După prima zi am dat un... Și am spus, ok, bă, îmi pare rău, eu atâta știu să fac, e ok. Dacă tu ai o altă idee mai bună, te invit să încerci să-l ajungi și tu pe Tudor, cum știi tu, că eu nu știu. După prima zi am dat un... Vorbeam pe Facebook. I-am zis, uite ce s-a întâmplat. I-a zis că o să revină pe 26 noiembrie, a zis că o să revină pe 19 decembrie pe pagina evenimentului, să vadă că e foarte curioasă câți bani s-au strâns. A doua zi am spus, uite ce s-a întâmplat, s-au strâns deja 10.000 de ron, nu mă așteptam, tu ce zici? Și a zis, da, ce curios, nu ați respectat nicio regulă și cu toate s-au strâns banii, am vrut să mai dau pe 10 decembrie că s-a strâns toată suma, se zice ceva, dar mi s-a părut că după aceea o să o ia foarte personal, deși pentru mine devenise personal. Și deci n-am respectat nicio regulă de advertising, să ne adresăm vreunui grup țintă sau să o nișăm foarte bine. A fost o campanie prin care m-am gândit să încerc să strâng bani de la oricine ar fi vrut să doneze. Au existat update-uri permanente pe toată durata campania, adică am povestit cum a arătat voi, am povestit câți bani s-au strâns, ce se întâmplă cu Tudor, care este statusul lui, mama lui scria aproape zilnic ce se întâmplă și așa mai departe. Și
a existat o post-evaluare, în sensul că după ce s-au strâns banii, odată la o săptămână probabil că eu veneam și povesteam ce se întâmplă cu Tudor, că e în operație, că i-a scăpat, s-a terminat cu bine operația, că e în ghips, că nu e în ghips și așa mai departe. Deci s-au urmat toți pașii și cred că și acesta a fost unul din motivele pentru care campania a avut un succes, pentru că oamenii au putut să vadă că banii aceia s-au dus și s-au folosit în scopul pentru care ei l-au donat și că Tudor e pe drumul cel bun. Și după ce am făcut această campanie, următorul gând pe care l-am avut a fost ok, îmi place foarte tare acest mecanism, pare că funcționează, ce aș putea să fac cu el mai departe? Și am avut două opțiuni, fie să încerc să îl mai fac pentru un alt copil, probabil că ar mai filmez o dată sau de două ori, m-am gândit eu, după care lumea ar fi spus ok, mai lasă-ne cu leul tău că ne-ai nebunit și nu mai venim să auzim de chestia asta, sau aș putea să încerc altceva. Și în capul meu a fost să încerc altceva și le-am povestit altor 10 nebuni, îmi place mie să le zic, altor 10 prieteni despre o idee nebunească de-a mea, pe care vă spun imediat. Tuturor le-am spus, uite, eu vreau să încerc să fac chestia asta, i-au zis, super tare, ce trebuie să facem noi? Habar n-am, a fost răspunsul meu, dar trebuie să vă doriți și voi să faceți acest proiect alături de mine. Și toți au zis, ok, hai să-i dăm drum. Și acum, aproape o lună, am lansat acest proiect, în care încercăm să strângem leu cu leu ca să construim primul centru medical independent de oncologie și hematologie pediatrică din România. De asta v-am întrebat la început dacă sunteți părinți. Mă bucur pentru voi că nu sunteți. Bucurați-vă de tinerețea și de libertatea voastră, că nu știți ce vă așteaptă. Florin e tată de 2 luni și povesteam azi dimineață ce înseamnă chestia asta. Să zicem că beau multă cafea. Bravo! Eu aș fi spus că nu dormi, dar tu ai spus-o așa, pe partea pozitivă. Dacă ați fost părinți, probabil că ați fi văzut aproape zilnic în media din România cazuri despre, și v-ar fi marcat în vreun fel sau altul, cazuri despre copii bolnavi de cancer, copii români bolnavi de cancer, care au nevoie de tratament în străinătate, din vari motive. Nu stau acum să fac teoria chibitului să spun de ce nu sunt ei operați în România, contează că nu sunt operați în România și că trebuie să strângă sume foarte mari de bani ca să ajungă să se opereze în străinătate. Și atunci am zis că ok, putem încerca să facem niște proiecte punctuale sau putem să încercăm să strângem leu cu leu ca să construim acest centru medical independent de oncologie și hematologie pediatrică. Ce înseamnă proiectul ăsta? Că asta a fost interesant când l-am pus tot povestit tuturor. Înseamnă 80 de milioane de roni. Și dacă vi se pare că virgulele alea sunt așa că sunt 80 de mii sau 80 virgule, nu, înseamnă 80 de milioane de roni. Adică aproximativ 18 milioane de euro care trebuie strânși pentru acest proiect, care înseamnă un spital de aproximativ 7.000 de metri pătrați, pe care plănuim să-l construim undeva în apropierea Bucureștiului. Deci el este acum în momentul de față un proiect greenfield, nu există decât în capul nostru. Da? Un spital de 7.000 de metri pătrați cu 50 de paturi pentru pacienți. Paturi pentru pacienți înseamnă că, fiind vorba de copii, toate rezervele sunt, sau toate camerele sunt făcute pat de copil plus pat de părinte care trebuie să stea cu copilul acolo. 2 săli de operație, secție de radioterapie, chimioterapie, transplant medular și laborator propriu. La ora actuală, nu există așa ceva în România, există secții de oncologie pediatrică în diferite spitale din România, dar un spital doar de oncologie și hematologie pediatrică în România nu există. Ăsta ar fi primul în momentul în care o să reușim să-l construim. Și foarte important, un lucru pe care l-am propus, este să-l facem doar din donații private. Nu vrem să implicăm statul, nu pentru că vrem să arătăm că suntem noi mai deștepți ca statul român, pentru că nu suntem, ci pentru că și așa statul român are foarte multe alte lucruri de rezolvat și belele pe cap și credem că acest proiect îl putem face doar din donații private, de la persoane fizice sau juridice din România sau din străinătate. Și mai mult, nu este doar că vrem să ridicăm o clădire, pentru că 80 de milioane de roni înseamnă construcția spitalului și dotarea lui la standard de secol 21, dar suntem în curs de înființare a unui ONG care va și deține și va opera acest spital, astfel încât el să nu facem o clădire pe care după aceea să vedem cum i-o dăm să-l opereze. Vrem ca acest ONG
și vrem ca prin acest ONG să ne asigurăm că proiectul va fi întotdeauna sau nu va fi niciodată for profit. Da? Aici vom încerca să operăm cât mai mulți copii români pe bani mult mai puțin decât în străinătate sau deloc dacă părinții lor nu își vor permite să plătească tratamentul sau operația și în măsura în care asociația va avea fonduri, cât mai mulți copii, și nu ne propunem niciodată să facem profit din acest proiect. Vorbeam de vise la început și am stat să mă gândesc un pic de ce zic eu că este un vis nebunesc. Asta cred că e primul răspuns care mi-a venit în cap, din atât de multe motive. Și pentru faptul că lumea va spune despre noi că suntem în toate felurile posibile. Deja ne-a spus, mai puțin de 48 de ore de la lansarea proiectului am fost făcut infractor. N-am fost făcut infractor în 37 de ani de viață, în mod public, cum ar fi mai zis niște prieteni că sunt un infractor, fără să aibă dreptate, dar în mod public am fost făcut infractor la mai puțin de 48 de ore de la lansarea proiectului, spunându-mi se că de fapt eu vreau să fur banii oamenilor și că nu există niciun spital, ci eu doar vreau să mă îmbogățesc, luând un leu de la fiecare și că am găsit cea mai bună metodă de îmbogățire. Deci pentru că lumea va spune despre noi că suntem în toate felurile nebuni, infractori și așa mai departe, și pentru că eu am spus acolo, cel puțin în România, eu n-am auzit și m-am interesat cât de cât la nivel mondial, dacă este un astfel de proiect, să strângi leu cu leu, dolar cu dolar, euro cu euro, o asemenea sumă și pentru un asemenea obiectiv. De obicei strângi niște bani și apoi încerci să te faci cumva să te parteneriezi cu statul ca să-l finalizezi. Noi încercăm să-l facem fără niciun bani de la stat și încercăm să strângem leu cu leu 80 de milioane de ron, dacă ar fi fost Mario care este implicat în strângere de fonduri, v-ar fi spus ce nebunesc este visul ăsta. Și sperăm să reușim cât mai repede, ne-am propus în 3 ani să strângem, sperăm să strângem banii mai repede decât atât, ca să construim acest spital. Iarăși, de ce cred că este un vis nebunesc? Pentru că am spus de la început și cred în chestia asta că nu este proiectul meu sau al celorlalți 10 cu care am început cu care am pornit ideea asta. Cred sincer că poate fi proiectul unei țări și cred sincer că trebuie să fie proiectul unei țări. Adică dacă rămâne la stadiu că noi 11 credem în el și încă 10 oameni lângă noi, nu o să-l construim niciodată. Proiectul ăsta se va face în momentul în care toată lumea, voi cei de aici, prietenii voștri, prietenii prietenilor voștri, părinții, vecinii și mai departe, o să credeți în acest proiect, când o să vă convingem noi și când o să ne donați un leu. Când foarte mulți oameni, zeci, sute sau milioane de oameni din România sau români vor dona câte un euro pentru acest proiect, atunci se va face. Până atunci va rămâne doar o idee frumoasă sau nebunească. Dar un lucru e sigur, este că, și anume că copiii noștri au nevoie de acest spital. Asta e un lucru sigur. Nu mai revin de ce, că nu e important în momentul de față, dar sunt prea mulți copii și părinți care se chinuie să strângă această sumă de bani ca să opereze în străinătate și cei mai mulți nu reușesc și este groaznic. Revin iarăși ca părinte să știi că între sănătatea copilului tău, posibilitatea boala copilului tău și sănătate stă o sumă de bani pe care tu orice ai face, orice ți-ai vinde, ficat, plămâni, picioare, sânge, nu reușești să o strângi niciodată. Este un sentiment pur și simplu disperant, credeți-mă pe cuvânt. Și m-am gândit, am căutat cu ajutorul prietenului meu cel mai bun Google câteva definiții ale visului, apropo de ce sunt visele, unele vise nebunești. Și am găsit 3 care mi-au plăcut foarte tare. Un vis este un microscop prin care privim la manifestările ascunse în sufletul nostru. Visele sunt răspunsuri la întrebări pe care nu știm să le formulăm. Și visele sunt ilustrații din cartea pe care sufletul tău o scrie despre tine. Eu mă regăsesc în toate aceste 3 definiții și cred că un astfel de vis de un leu se regăsește aici. Și am mai căutat niște definiții care mi-a plăcut mie ale unor oameni celebri, poate ați auzit de ei, despre vise. Asta mi-a plăcut, mi s-a părut foarte simpatic. Dreams are a scientific fact. Și asta mi s-a părut cel mai potrivit pentru proiectul nostru. A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. Cred foarte tare chestia asta. Și cred că trebuie cumva să facem, să convingem cât mai mulți oameni că visul acestui spital
trebuie și poate să devină o realitate. Așa că, pentru că mai am, cred că, vreo 57 de minute din cele 74, o să vă mai zic atâta. Indiferent ce v-ar spune profesorii, părinții, prietenii și așa mai departe, cred că cel mai important lucru pe care trebuie să îl faceți și să-l facem cu toții, toată viața noastră, este să visăm. Și dacă mi-aș permite să vă dau un sfat, deși nu-mi permit, v-aș spune așa. V-aș spune să visați, să visați cât mai mare, în ciuda tot sau a orice, dintr-un simplu motiv. Pentru că un singur leu, un singur leu, leul ăsta, fie că mă credeți sau nu, poate să schimbe un destin sau mai multe. Mulțumesc frumos! Mulțumim frumos, Alex! Mulțumim frumos și invitațiilor de până în acest moment, mulțumim frumos și vouă pentru rezistență până în acest punct. Vă mai rețin maxim 2 minute pentru a vă da câteva informații, după care bineînțeles că o să vă spun poftă bună în pauza de prânz. Însă până la poftă bună avem, pe de o parte, datoria să mulțumim partenerilor acestui eveniment și o să vă rog să-mi dați voie să-i citesc pe scurt. E vorba de organizatorii sau co-organizatorii Fundvertising, Alex tocmai aici a fost pe scenă, și împreună cu liderii de Mâine București, alături sau cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite, ISEC, Alpha Bank, Raiffeisen Bank, Nestle, EMAG, Editura Publica, Self Trust Academy și bineînțeles sprijinul logistic din partea Brigăzii de Voluntari și bineînțeles Teatrul Odeon. Acestea sunt lucrurile până în acest moment din zi. Avem totuși 2 provocări pentru voi pentru masa de prânz, bineînțeles în afară de a vă bucura de mâncare, care va fi undeva în sala de vis-a-vis de această încăpere, dar cred că după miros, sper eu, bun să reușim să găsim locul. Și o să am nevoie un pic de ajutorul colegilor de la tehnic pentru a vă invita, pe de o parte, să utilizați Facebook și Twitter, dacă slide-ul respectiv dorește să funcționeze. Dacă nu, apropo de tehnologie, o să vă întrebăm pe voi, în pauză, cu ajutorul tehnologiei, care sunt cele mai importante valori ale voastre. O valoare, per persoană, bineînțeles, cine va dori. Pe scenă ați văzut, practic, mai multe abordări, de la carismă, rolul echipei, puterea visului sau puterea implicării prin voluntariat sau prin altceva. Noi pe voi vă întrebăm, fie pe Facebook, fie pe Twitter, și dacă mă ajuți pentru următorul slide, o să găsiți în această clădire acest QR code sau link-ul, este și el tipărit pe niște hârtii în spațiul din această clădire, o să vedeți poate și pe coridor și undeva în spațiul în care putem mânca prânzul, și vă invităm să intrați cu telefoanele voastre sau cu laptopuri dacă aveți, pe acest link și să ne lăsați acolo care este cea mai importantă valoare a voastră. Ulterior o să colectăm aceste răspunsuri și până la finalul zilei o să avem o hartă pentru toată lumea. Te rog. Hashtag Diez Conferința Big, mulțumim frumos, să visăm mare și să visăm dacă se poate și pe internet, dacă tot avem tehnologie. Asta e prima invitație alături de a vă bucura de masa de prânz. A doua invitație și ultima are legătură cu un invitat special pe care o să-l întâlnim sau să-l întâlniți împreună cu echipa lui pe parcursul prânzului, și este vorba de un invitat pe care e posibil să fi văzut indirect prin munca pe care o face. E posibil, apropo de tehnologie, să fi dat vreodată un like vreunei fotografii realizate de Vlad Eftenie, că și despre el este vorba, și care a câștigat Sony World Photo Contest anul trecut la categoria Low Light. Vlad este și arhitect și fotograf, este lector la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, și pe Vlad împreună cu echipa lui o să-l întâlnim la un fel de photo corner, nu știu dacă e denumirea chiar perfectă, dar un colț al fotografiei undeva în zona pauzei de prânz, să ne bucurăm de niște fotografii, să vă faceți niște fotografii portret și bineînțeles să interacționați în această conferință și cu ajutorul imaginii. Și ca să nu mai lungesc, că știu că nu pot să mă bat cu foamea la acest moment, doar să vă rețin un pic atenția, după masa de prânz îl așteptăm pe Cristi Dănileț, poate o parte dintre voi îl cunoașteți sau cei care ați fost la ediția de anul trecut. Dumnealui sau el este din partea Consiliului Superior al Magistraturii, așa că o să vedem un pic o abordare dinspre integritate și rolul ei în zona aceasta a dreptului și legislaturii, dacă pot să spun așa. Una peste alta, mulțumim frumos pentru implicare până acum, poftă bună, avem pauză o oră, așa că ne vedem în jurul orei 1:30, 1:45 aproximativ.